pescar, eu sunt Paul și astăzi o să vă prezint o montură pentru pescuitul la feeder. O montură destul de simplă, care nu necesită foarte multe accesorii, deoarece tot ce e simplu pentru mine este mai bun. Nu ne complicăm cu tuburi anti-răsucire sau anti-tangle sau cum să mai spun. O să vedeți, o să fie o montură foarte ușor de realizat și care o să vă aducă satisfacție, mai ales în pescuitul mreanii sau a scovarului, care de multe ori este un pește foarte suspicios și are nevoie de cea mai multă finețe. O să revin cu montura. Vă prezint montura pe care o folosesc eu. O să folosesc un fir de 0,20 monofilament. O să avem nevoie de un coșuleț. Eu folosesc unul de 20 de grame. Dumneavoastră o să folosiți în funcție de locul pe care pescuiți, dacă curentul este mare, mediu sau mai deloc. Astfel încât greutatea coșulețului trebuie să nu fie purtat de apă. O agrafă cu vârtej. Cârligele o să le folosim în funcție de cât este de mofturos peștele. Prima dată o să începem cu un cârlig de 18. Dacă peștele mănâncă mai binișor, folosim un cârlig de 14, iar dacă avem foarte mult pește pe vansă, nu mai ratăm, folosim un cârlig de 10. Și să începem. Prima dată luăm o agrafă. Care se introduce pe firul principal. După aceasta, agrafă, folosim un varniș care îl introducem la fel pe firul principal. După aceea venim cu răsucirea nailonului care are rol anti-tangle, adică să nu se încălcească montura. Da, am împletit frumos nailonul. Revenim cu un nod pe care nailonul trecem prin nou de vreo 3 ori pentru a nu trece varnișul peste el. Tăiem accesul plus. Da. Agrafa și varnișul se vor opri în acel nod. Această agrafă atașăm frumos coșulețul. Iar de aici n-are rost să vă mai arăt, dumneavoastră o să folosiți, o să legăm un forfac de 1,5 metri, spun eu că prima dată ar fi foarte bine. Iar dacă peștele nu se hrănește foarte bine, o să scurtăm din forfac, o să punem cârlig cât mai mic, până când vom avea rezultatele cele mai bune. Cam aceasta este montura și vă încurajez să o folosiți pentru că este foarte bună și foarte simplă, care mi-a adus foarte, foarte mulți pești. O să atașez niște poze în sfârșitul videoclipului cu pește pe care am reușit să-i capturez la această montură. În legătură cu forfacul, poate nu v-ați prins. Trebuie să folosiți un forfac în funcție de unde se hrănește peștele.
scobarul și mreana mare fiind niște pezi mai suspicioși, să trebuiască să atașați un forfalc mult mai lung, pentru că nu stau fix unde bubă-i tu cu coșulețul, de exemplu, unde cad din apă. El se localizează undeva la un metru, metru jumate, 2 metri câteodată de coșuleț. Și așteaptă acolo să vină granulele de la nadă sau viermișori, ce mai băgați voi în nadă. O nadă recomandată vă și recomand, mai ales pe râul Mureș, care mi-a adus foarte multe capturi, a fost o nadă cu aromă de cașcaval și o să vedeți și voi, în funcție de culoarea apei, dacă apa este foarte limpede, o să folosiți o nadă de culoare închisă. Dacă este cumva tulbure, o să folosiți o nadă de culoare deschisă. Niciodată când e limpede să nu folosiți o nadă de culoare deschisă, pentru că peștii noștri și așa sunt puțini, mai ales în râurile noastre, și sunt foarte suspicioși și se sperie de orice văd ei dubios în apă. Și da, și vă rog să vă abonați la canalul meu dacă vă place ceea ce fac și să dați un share pe rețelele de socializare, să vadă și alții videoclipurile mele. Pe viitor sper să-mi iasă și mai bine. Deocamdată n-am o cameră anume profesională de filmat, folosesc doar telefonul și sper că mă descurc. Nu cred că contează atât de mult claritatea imaginii pe cât sfaturile și tricurile pe care le împărtășesc cu voi și care mi-au adus multe capturi. O zi bună vă doresc!